După cum vedeți, jnururile sunt de trei feluri. Alb cu roșu, alb cu negru și alb cu albastru. Jnururile alb cu roșu, cine le primește, mărțișoarele legate cu jnurul și alb și roșu? Fetele. Da, fetele și femeile tinere. Sigur că da, pentru că roșu simbolizează dragostea. Dragostea înfocată, așa cum ești tu îndrăgostită. De Ionuț sau de Gheorghiță? Cine? Ionuț. De Ionuț? M-am bat seama că e chiar de vecini, prin vecini. Păi... Te așteptă de petrecut la poartă, nu? Alb cu negru. Cine poartă jnururile alb cu negru? Partea bărbătească. Băieții și toți bărbații. De ce? Pentru că știți și voi, din totdeauna, bărbații participă la muncile cele mai grele de pe lângă gospodărie. Ei țin la coarnele plugului, ei merg la pădure, ei atunci la săpat, femeia dau cu sapa ei cu săpoiul și cu târnăcopul. Și atunci, negru însemnând belșug, bărbații primesc jnururi făcute din alb cu negru. V-am dat eu acolo să faceți și jnururi alb cu albastru. Da. Cine primește? Bătrânii. Femeile în vârstă. Pentru că albastru, ce înseamnă albastru? Iubire. Cine poate să ofere cea mai mare iubire, cea mai decât o bunică? O mamaiță, cum ziceți voi acum, tinerii de astăzi. Și atunci, jnururile legate la mărțișoare cu alb și albastru, le primesc cele mai în vârstă femei. Și mai ales femeile, ca de fiecare dată, la toate rânduielile satului, femeile iertate de Dumnezeu. Ați văzut că n-am uitat să punem miasmă pe aceste boabe. Întotdeauna orice lucru începe fie cu o rugăciune, fie sfințit la biserică, dar dacă în alți ani am dus sau da, mai puțin am chemat preotul acasă, ne-am dus cu mățișoarele făcute la biserică, un preot în vârstă m-a învățat că e același lucru dacă le strobim cu iazmă ca la bobotează. Când se duc oamenii cu deleguri din casă la bobotează, vin acasă pe urmă și cu iazmă sfințesc pomii în grădină, vitele în graj. Și se zice că toate relele vor fugi de la gospodăria unde este credință.